Întrebarea noastră este foarte bună. Este într-adevăr o provocare pentru mine faptul că voi face parte într-o nouă echipă, echipa primăriei Botoșani, alături de consilierii locali, alături de domnul primar, alături de domnul Toma, care mi s-a alăturat și care are și dumnealui, văd, foarte mult entuziasm. Problematica din primărie, în mare, o cunosc, intrând în administrația publică acum aproximativ 6 ani de zile, fiind membru în Consiliul de Administrație la Eltrans. Apoi am preluat serviciul tehnic din cadrul Eltrans Botoșani, fiind mai apoi, după cum știți, director general la SCE Urban SERP. Pot spune că sunt bucuros de situația pe care și mulțumit de situația pe care am lăsat-o astăzi la Urban Serv, acum un an jumătate, aproape 2 ani, când am venit la această unitate, mi-am fixat câteva țeluri pe termen mediu, 4-5 ani de zile. Multe din ele am reușit să le duc la îndeplinire până astăzi. Este o societate care este stabilă din punct de vedere contractual astăzi, are un parc auto cu nouă utilaje noi, creșterile salariare în domeniul de producție au crescut cu aproximativ 20%. Am reușit să restructurez, după cum bine știți, și serviciul TESA prin acea restructurare generală, în urma căreia Urbanul nu a avut nici în instanță de pierdut sau câștigat toate procesele cu angajații. Pot spune că las o societate eficientă care stă pe piloni buni și care poate să facă lucruri bune pentru salubrizare și colectare gunoi în Botoșani. Sunt bucuros și mândru că am venit în acest colectiv al primăriei Botoșani. Sunt convins că sunt oameni de valoare aici și împreună vom face lucruri constructive și pozitive pentru Botoșani. După cum am zis și în campanie, după cum a zis domnul primar, știm exact ceea ce trebuie să facem și o să facem.